Mulți ani, primăria orașului Haceg a solicitat să fie construite două sensuri giratorii în localitate. Unul în intersecția drumului național 66 cu bulevardul Nicolae Titulescu, în zona Finanțe, și altul în stația Pecopetrom. Demersurile au rămas fără rezultat. Acum însă autoritățile în domeniu au anunțat că lucrările la unul dintre cele două sensuri giratorii din Haceg vor începe în curând. Astfel, la finele lunii trecute, în cadrul ședinței Comitetului Tehnic și Economic din cadrul Ministerului Transporturilor, s-a aprobat tema de proiectare pentru reamenajarea intersecției cu drumul național 66 cu un sens giratoriu în localitatea Haceg. Execuția acestui sens giratoriu va fi făcută de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.